și bine ați venit la propunere cu exerciții de matematică. Da, păi ei fac un antrenament, e în sincron, perfect. Deci merg vezi prin clasă, prin sală, pe unde mergeți și toți repetați, de aceea vă sincronizați așa de bine. Așa că, cu ce să începem? Cu problema mea. Fracții! Ziua. Deci, 2A. 2A. Puncte, puncte. 3B. Puncte, puncte. 4C. Da. Puncte, puncte. Este egal cu 195. Avem 195. Nu. Aveți voi să însupați, da? Jos. Bine. 4A. 4A. Puncte, puncte, puncte. 3B. Puncte, puncte, puncte. 2C. Puncte, puncte, puncte. 231. Dumneavoastră trebuie să aflați A, B și C. A, B plus C, cât ar da? A plus B plus C sau A, cât este B? A plus B plus C. Puncte, puncte. A plus B plus C trebuie să aflați. A plus B plus C. Care-i suma? Care-i suma? Da. Deci trebuie să aflăm A plus... Nu pe fiecare să le aflăm. Nu. Deci suma. Trebuie să aflăm suma A plus B plus C. Da. A plus B plus C egal cu semn de întrebare. Da, așa. Am dat bine, am dat bine. Da. Bă, hai și mi-ați dat de lucru. Dar e destul de ușor. Nu? Nu văd. Aha, e ușor. Hai, lasă. Eu am făcut-o. Și mă lăsați pe așa, pe mine... Doamna profesor, vă lăsăm puțin și dacă vedem că derapați, vă ajutăm. Interveniți. Da, da. Bine. Adică, mă, eu răspund dacă iau pe miriște. Mai e clar, dacă iau pe miriște și dacă nu mă bâlbă și n-am să pot să o fac, atunci mă ajută. Dar ce vreți spune? 2 kg de mere, 3 de pere și 4 de caise costă 195 de lei. 4 kg de mere, 3 de pere și 2 de caise costă 231. Cât costă fiecare în parte, da? Cât costă fiecare... Nu, care este suma plus B plus C? Da, e ușoară. E foarte ușoară, domn profesor. Haideți, domn profesor, știți, faceți probleme de litere și asta, nu? Da, corect. Bă, dar dacă voi începeți cu presiunea asta asupra mea, credeți că am șanse? Ok, este atât de ușoară, domn profesor, și dumneavoastră puteți să... Să-i dăm o bucățică de ciocolată domnului profesor, poate reușește așa. Este atât de ușoară că și eu pot să rezolv. Da. Normal, da? Asta-i povestea. Mă, și totuși, dați-mi o idee. Problema comparativă. Adunare. Da. Metoda comparației. Mi-a șoptit ușor și, atenție, metoda comparației. Dar eu fac așa. Poate mi-a șoptit de rău. Uite. Egal cu aici, egal, nu? 231. Comparație, comparație, dar cu cine și cu cine? Să compar cu asta de sus cu asta de jos. Dar asta are 2 de A în plus și asta are 2 de C în minus. Față de cealaltă. Tot e bun. Tot nu mă duce mintea. Vreți să vă spunem noi? 3 de B sunt același lucru, da. Și? Vă dăm un indiciu. Adunare. Adunare. Să adun relațiile astea. Da! Cred că la asta se referă. Adică, parcă ar fi cumpărat împreună 6 kg de 426 de A, apoi plus 6 de B, plus 6 de C, egal cu 6, 12, nu? Și 4. 426. Și acum ce să fac? Da, Beti, ce să fac acum? 6A plus 6B plus 6C egal 4. Eu am o idee, domn profesor, de eu știu să nu ne încurcăm. Nu. Mai bine... Le împărți la 6. Scoate-te 6 în factor comun. 6 pe 6 în factor comun. Păi dacă nu 6 pe lângă A plus B plus C. Aplicăm proprietatea de distributivitate a mulțimii față de adunare, procedeu invers. Și după aceea împărțim la 6. După aceea, sigur că da. 426. Că dacă și prin 6, 6, 6, aceea mare greșeală pe care faceți voi când vei simplifica sus-jos. Nu avem voie. Da, păi aici e povestea. De aceea scoatem un factor comun pentru ca să sesizăm ușor că avem un produs 6 ori ceva egal 426. Și acum împărțim egalitatea prin 6 și mai ne rămâne 6 împărțit la 6. Deci când împărțim un produs, unul din factori îl împărțim. Da? 6 împărțit la 6 face 1 ori A plus B plus C, deci vine A plus B plus C. 71, domn profesor. 71. Și terminat exercițiul. Bravo! Dar hai să facem acum o problemă. Care v-ați gândit-o dumneavoastră. Da. Sau care am făcut-o? Nu, nu. Ne închipuim noi acum o facem, o gândim împreună, să vedeți cum compunem problema, da? Zicem, 1 kg din mere costă 3 lei. 1 de pere costă 5 lei. Atunci, 2 kg de mere plus 3 de pere, cât ori costa? 5. Păi, dacă un singur kilogram costă... 15 cu 6, 21. Deci, 3 ori 2, 6. 3 ori 5, 15. 21 de lei. 21 de lei. 5 de mere și 2 de pere costă 5 de mere și 2 de pere, după cum am fixat noi prețul, 25. 25. Și acum ștergem. Am compus problema. Să se afle cât... Da? Asta e șmecheria din culise. Dar e țapa. Da. Și acum întrebarea este, cât costă 1 kg de mere, cât costă 1 de pere? Știm că 2 kg de mere și 3 de pere costă 21 și 5 de mere și 2 de pere costă 25. Păi, pe prima mă mulțim cu 5 și pe a doua cu 2. Dar de ce cu 5 și cu 2, mă? Pentru că singurul număr, ne gândim la un număr care s-ar împărți la 5 sau la 2 sau la 3 sau la... 2. Și eu mă gândesc acum la 10, că ar fi singurul care s-ar împărți la ambele. Vrei să spui o altă șmecherie ai tu în minte acum. Tu vrei să ai aceeași cantitate la mere. Da. De aceea ți închipui că ai mulțește toată egalitatea cu 5. Dar nu poți face cu 2 și 3? Ba da. Sigur că da, la pere. Eu vreau cu numărul ăla. Urmăriți să vedeți ce ideal și el face. Da, mai puțin să mergem. Și că prea mari numere, mai degrabă zice la pere m-aș duce eu. Am cu 6. Și aici, ca să fie comun, 6 ar fi. Deci asta o mulțește el cu 2. Deci, Daria, ce ai spus tu că e corect. Dar eu vin cu observația că îi plac numerele mai mici și nu de la fel. Deci vor 3 aici, da? Și atunci asta este echivalentă cu... Când am mulțit cu 2, de la un cap la altul. Se multiplică. 4 kg de mere, da? 4 de mere plus 6 de pere costă 42 de lei. A spus împărțit. Nu, mulțim cu 2. Nu că a spus în 2. Mulțim, da? Și acum cu 3 peste tot, 15 de mere, da? 15 de mere plus 3 ori 2, 6 de pere costă 75 de lei. Și atunci, eu nu mai am pere, dar cât ce mai am? 11 mere. Și 75 împărțit la 11. Atenție! Nu. Compari. Aici e egalitate. Hai să facem așa. De 15 de mere îl putem scrie ca fiind... Fii atent, Daria. În loc de 15 kg de mere... 5. Zicem 4 mere plus 11. Sau 11 kg de mere plus 4 de mere plus... Descompunere într-o 6. Da, mă, 6 de pere egal cu 75 lei. Iar de desubt, 4 de mere plus 6 de pere egal cu 42. Legi. 42. Uitați-vă cum a spus domnul profesor. Eu n-am văzut. Ia uitați-vă. Dar de ce a spus 11 plus 4? Asta e șmecheria. Păi tot 15, 11 plus 4. 11 plus 4, tot 15. Da, da. Și uite, ca să vezi imediat că asta e deja știut, e 42. Și atunci eu locuiesc pe asta cu 42. A, și 11 mere, 75 minus 42. Asta, că tu ești numai 75. Da? Tu ai greșit. Da, am uitat. Deci tu ai strecurat o greșeală. Așa, da. Și eu că imediat am sesizat. Și atunci am venit și am aranjat în felul ăsta, ca să-ți dai seama că... Și a dat 33. Deci 11 kilograme de mere costă cât 33 lei. Un kilogram de mere egal cu 3 lei. Un kilogram mere egal 3 care dă 9 și 2 kilograme de... Stați. Acum ea se și duce repede sus să înlocuiască... 3 ori 5 care dă 15. Unde? La a doua, da? Da. Nu, da, la a doua. 3 ori 5 care dă 15 și fac deci vine 3 ori 5, 15 lei și fac 2 cu este egal cu 25 minus 15 și p este egal cu 10. 25 minus 15 și egal cu 10. De unde un p? Deci împart la 2. P împart la 2, 2 kg de lei. Eu asta am crezut că un p egal cu 10. Nu, P egal cu 10 pe 2. 10 pe 2 egal cu 5. Dar de ce? Egal cu 5. 5. 5 lei kilogramul. 5 lei kilogramul. 5 lei este kilogramul. Fiindcă voi ați spus că astăzi ați discutat despre metoda comparației, eu am gândit să vă arăt și cum să compun problemele acestea. Deci autorul ia în culise valorile acelea necunoscute și își formează, după cum crede el, niște relații, două relații, dacă sunt cu două necunoscute, da? Și după care își propune să ajungă să compare perele să fie și în prima relație și în a doua, sau merele, cum ai spus tu mai devreme. Tot atât de bine ar fi fost, da? Și mulțeam pe prima cu 5 toată, pe a doua cu 2 și ajungeam la 10. Și odată 10 și 10 vedeam diferența la pere. Cum a fost aici, Daria? Cum a fost aici? Perele sunt egale, da? Kilograme de pere și într-una și în alta. Aici diferența este de 11 și facem diferența. 75 minus 42. Și până 33. Dar neapărat 75 minus 42, că diferența o facem, da? Mai târziu o să înțelegi. Din relația asta scădem pe relația cealaltă. Dar e mai greu să vadă ei acum. Cel mai bine este să descompunem, cum am făcut aici, 11, 15 m, ca fiind 11 plus 4. Mai facem o problemă? De asta sau vă ați înțeles voi? Da, eu am înțeles. O secundă. Mai facem una. Mai facem una ca să mă convingem. Dar o compunem, că nu pot să dau la întâmplare. O compunem, corect. Ca să meargă problema frumoasă, trebuie să o compunem. Vă dau eu una. Cum? Pere, să spunem că ar fi egal cu 11. Aveam 7 abecedare. Bine. Nu. 7 abecedare. 7 abecedare. Stai să-mi amintesc. Cât era? 5 caiete. Plus 5 caiete. Cum era? Era cu 5? Da. 5 caiete egal cu... Nu poți să-ți dai la întâmplare că știi că mă supăr. Dar știu că am mai avut o școală azi. Păi, dar nu facem așa, hai să facem noi. Hai să facem noi. Dar nu trebuie să citim din memorie, că s-ar putea memoria să înșele. Hai să zicem, un abecedar costă cât? Un abecedar costă 11 lei. 11 lei, da. 11 lei. Și un caiet să coste 10 lei. Un caiet? 6 lei. 6 lei. 3 lei. 6 lei. Asta. Și acum, 7 ori 11, vedeți ce fac? 77. 77 adun cu... Și... 5, 7, 30. Da, 30, 77 plus 30, 107. 107 lei costă, da? Și acum ce mă scrie? Și încă o relație, cum vreți? O altă relație, nu 7 abecedare. 2A, adică 22, plus 4C. 24. egal 22 cu 48. Da? 48 lei. Toate probleme compuse. Știți la cât ce răspuns trebuie să ajungem? Da. La cât? La 11 și 6. Sigur. Să vedem. Mă aștepteți acum să vedem dacă ajungeți. Nu vadă cineva acolo ce-a făcut. Deci, am compus problema. Așa. Și acum să rezolve. A rezolvat-o. Nu, n-ai rezolvat-o. Să-și vadă capul acum. Nu știi nimic. Gata. Gata. Da? Și acum să vedem. Da. Atunci a făcut... Cum o rezolvăm? Cum să o facem? Asta e, domn profesor. Bani. Unde vreți să aveți același lucru? Eu știu. Eu vreau să am la... Acolo la ce? Domn profesor, putem pe prima să o împărțim la 2. Ca să am numai 2. Să o împărțim cu 2. Nu, să o împărțim. Dar pe prima cu 2 nu mergi. Nu, pe a doua, mă scuzați. Pe a doua să o împărțim la 2 și am avea doar A. Și apoi să o înmulțim ca să avem 7 A. Sigur că da, sigur că da. Vezi, 2, 2, 4 și 8. Adică scoatem un 2 în factor comun. Și apoi am avea A. Deci zicem 2 pe lângă. 2 pe lângă. Davide, 2 pe lângă. A plus 2C. Că dacă scoatem pe 2 în factor, din prima îmi rămâne A. Plus din a doua îmi rămâne cât? 2C. 2C, deci plus 2C, este egal cu 48. Și acum, egalitatea se împarte toate printr-un 2, da, și în stânga și în dreapta, și 2 împărțit la 2 face 1. Dar, profesor, unde vezi dumneavoastră 2C? Păi, dar n-ai spus tu? A fost 4C. Dar am scos pe 2 în factor. A, da. 2 ori 2, ce face 4C? Da? E bine? Da, mi se pare ciudat de unde l-am scos. Acum e bine, da? Și totdeauna când apare câte o chestie asta, pui întrebări. Că știi, nu faci un bine prieteni, mă cunoaște, care văd filmul. Deci ce rămâne? Vine A plus 2C. A plus 2C egal cu 48 împărțit la 2 face 24. 24. Și avem așa acum. A plus 2C egal cu 24. A plus 2C egal cu 24. Și 7A. 7A. Să știți că nu are importanță că o pui pe prima poziție sau pe locul 2. Aceeași relație este. 7A plus 5C este egal cu 71. Cu 107. Cât? 107. Da. 107. Și acum Daria, șmechera de Daria, și l-a prins mai întâi să împartă ca să mulțească și cu un 2 pe a doua și să facă 14. Și zice, acum înmulțești numai cu cine? Cu 7. Numai cu 7. Da? Pe prima numai cu 7. Și atunci apare. Mulțit, da? Da. 7A plus 14C. 7A plus 14C. Este egal cu 7 ori 4, 28. 2 reținem, 7 ori 2, 14, 168. 168. Și de sub 7A. Și 7A plus 5C este egal cu 107. Da. Așa că 9C. Deodată se vede diferența de 9C egal cu? Este egal cu 61. 61. 168 scăzut, 107. Da. Da? 61. 61. Deci nu e o greșeală undeva. Că noi am luat-o bine. Hai să-l vedem încă o dată. V-am amintit cât am luat noi pe A? 11 și 6. Le-am încercuite, 11 și 6. 11 și 7, 7 și cu 5 ori 6, 30. Acolo ați greșit, la 48. Aici am greșit, nu? 22 plus 4 ori 6. 24. 46. 46 acolo. Nu-i nimic, acum rezolvăm. Băi, pe mâna ta am mers. 23 acolo, 23. Aici e 23. Ce mai întâmplă? Atunci am avea 7, 3, 21. Deci 23 aici. Deci ar fi 161, domn profesor. 161, da? 11 minus 4, minus 7. 4. Da. 54. Da, și îmi dă 54. Și atunci C va fi egal cu 7. 6, 9, 6. Și fac 6, 9, 54. Da, 6, 9. Da. Apoi fac 6 ori 5. Dar de ce zice acolo? A plus 2C. A, Deci aceea care e ușor. A plus 2C. A plus 26, 12. A plus 12 este egal cu 23. Deci A este egal cu 23 minus 12. Deci A este egal cu 11. 11. Cum era de așteptat, că doar noi am compus problema. Trebuia să ajungem la rezultatul ăsta. Da, da, da. Puteți face probleme de astea câte vreți. Da? Dar nu mai dorim. Vă luați voi două mărimi acolo, le mulțiți, le-am pus niște numere, vă dăm un răspuns. Le facem pe alea care ne-ați zis să le facem? Da, acum facem. Deci v-am cerut să faceți un număr, nu știu ce, împărțit la, nu știu cum, problema aceea frumoasă. Nu m-ați minte. Păi, cu doamnă! Cum ai făcut acasă? Cum ai lucrat-o dacă nu mai ții minte? Păi, n-am avut timp. Ai, bă, ai avut uichetul tot, ai avut timp cât cuprinde. Nu chiar. De ce nu? Am fost la fii. Bă, da, am fost. Vă dau pe prima care mi-ați dat-o. Dar fii atenți, cu filmul, cu tot, tot îți rămânea ceva timp. Ne-am întors târziu. Am fost la mătușa. M-am șcat cu cățelușă. Da, mă. Era foarte important. Dacă problema asta nu putură, îți te joci tu un pic. Tot o joacă el așa asta. Dar mai plictisitoare, nu? Nu e plictisitoare deloc. E o problemă așa de... Nu, dar era răcii. Era puțin răcit, știți? Da, da. Dar puteți merg la film să se joace. Hai. Ia să vedem. L-am pus să-mi suci uci. Maria ia dintr-o cutie de fiecare dată mai multe bomboane decât luase data precedentă. De 10 dăți, ea ia 60 de bomboane. Câte a luat a 4-a oară, dacă prima oară a luat de 6 ori mai multe decât a 4-a? Mai știți odată? Deci, acum dar v-am spus. Da. Deci, Maria ia dintr-o cutie de fiecare dată mai multe bomboane decât luase data precedentă. Da, spune că prima oară ia una, după aia ia două. De 10 dăți, ea ia 60 de bomboane. Deci în cele 10 repetiții, da? Ia 60 de bomboane. Da. Câte a luat? Dacă a 4-a oară, a luat, stați, deci, câte a luat dacă a 4-a oară? Câte a luat a 4-a oară? Câte a luat a 4-a oară dacă prima oară a luat de 6 ori mai multe decât a 4-a oară? Decât a 4-a sau decât a 10-a? A luat de 6 ori mai multe decât a 4-a oară. Atunci nu mai de 10 ori. Păi... Nu, mai bagat în ceață. Da. Stați. Ai comparat cu a 4-a. A, decât a 10-a. Decât a 10-a? Da, că nu se putea... Deci în 10 pași ia bomboane, de toate sunt 60 sau ia 60? Da, de toate sunt 60. 60 de bomboane. Din ce ia ea? Deci, vă mai citeți o dată? Da. Da. Maria ia dintr-o cutie de fiecare dată mai multe bomboane decât luase data precedentă. De ce facem aici? Că am doi suntem la... În câți pași? În 10 pași? Da, de 10 dăți. Așa. Ia ea 60 de bomboane. Câte a luat a 4-a oară, dacă prima oară a luat de 6 ori mai multe decât a 10-a oară? Prima oară a luat de 6 ori mai mult. Eu mă gândesc că fac 60. Păi să-ți scriem tu, nu? 54 și-am aflat. Hai, nu așa, mă, să vedem dacă problema o prindem. Dacă mergi? Trebuie să o prindem, să vedem cum... Deci, ia bomboane de fiecare dată, repetă de 10 ori mișcarea, de fiecare dată ia mai mult. De fiecare dată ia mai mult decât o luat anterior, nu? Da. Și anume, Davide. Un cerc mare. Deci ia un segment așa, da? Prima dată. Prima dată. Să mai dacă facem cu cerc mai ok. Nu cred că nu dăm. Pe unul. Aici ia cât o luat anterior și încă ceva. Da? Și încă ceva. Un segment mai mult. Și cu un segment, Davide. Pe 2. Pasul 2. Pasul 3 ia cât o luat anterior și încă ceva. Da. Pe 3. Pe 4 ia cât o luat anterior Și încă ceva. Dar e bun să scrie până la 10, doamne. Dar trebuie neapărat pe 3. Pe 4. Pe 5, ia cât o luat anterior și încă ceva. Pe 5. Pasul a 5-lea. A 6-a mișcare, ia pe asta și încă ceva. Pe 6. Pe 6. Pe 7. Ia cât o luat anterior și încă ceva. Pe 8. Ia cât o luat anterior și încă ceva. Pe 9. Ia cât o luat anterior și încă ceva. Și spus așa. Și pe 10. Pe 10. Pe 10. Și încă ceva, da? Da. Și la pe 10, stați puțin că la zici că... greșit. La pasul ia zi, acum finalul să-l zică. Pe 10 de fie de 6. Deci cât a luat a 4-a oară? Dacă prima oară a luat de 6 ori mai multe decât a... Prima oară a luat de 6 ori mai multe decât a 10-a oară, invers, mama. Poate a 10-a oară de 6 ori mai multe decât prima dată. Da. Că n-ai cum. Deci... 10-a oară ia de 6 ori pe ăsta. Mă, da, vedea. Hai să luăm și noi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da? Da. Deja l-a făcut. Deci, aproape 6 aici, segmente. Da. Sunt. Bun, dacă de 6 ori... Da. Da, vedea. Hai să coborăm așa. Să ne dăm seama. Și să observăm câte segmente... Nu-i ca aia ca lui Dariu și... Da, deci da, cred că așa ca aceea. Cred că de acolo ne-ați dat, să facem asemănătoare. Dar ne-a spus chestia asta, că trebuia să mai scădem nu știu ce. Câte sunt de asta, de mărimea asta? Câte găsesc de aceeași mărime? Uite, 1. Câte sunt? Sunt 10. 10. Nu 10, 16. 10 și 5, 15 sunt. 15. Mai sunt 5 odată aici, nu? Da, da. Deci, practic, segmente de acestea sunt 15. N-are nicio sumă totală? Da, 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 da. Spune că suma totală e 60. 60 împărțit la 15? 60 împărțit la 15. Dar când ar fi? 60 împărțit la 15. Da, de 4 ori. De 4 ori. Da, 4. Da, dar mamă, încă astea multe pe care trebuie să le acopări. Înseamnă că eu trebuie să plec de la un număr mai mic pentru segmentul ăsta, că trebuie să acopăr toată zona asta. Sunt 5 segmente. Cum? La 9. Sunt 4 segmente, la 8 sunt 3 segmente. Aproximativ. Nu? Aproximativ. Eu așa calculez, deci la 10 la 9. Da, deci aproximativ, știți, domn profesor? Aproximativ 6 pe ăsta, deci, da? Da. Deci el spune așa. 6 acolo. Deci dacă... Aici sunt 5. 6 la 10. La 10 sunt 6, da? Da. La următorul să fie 5. Să zicem 5. După aia 4, 3, 2, 1, 0. Deci cam cât luăm un segment dintre ăsta, David? Cam cât crezi tu să luăm un segment? Nu, 4 e prea. 4 e mult, David, că nu avem să acoperim golul ăsta. Corect. Eu zic 2. 2 sau 1? Merg pe... Pe cât merge? Pe 1. Merge pe 1. Deci dacă ar fi pe 1, egal cu 1. O bomboană. O bomboană. Ar acoperi în total cele 15 segmente, 15 segmente, 15, nu? Deci, pe 6, atunci, pe 10, 6 bomboane. Pe 10, 6 bomboane. Ar fi 6 bomboane. Puteți acolo, în dreptul lui, domnul profesor, ca să vedem... chiar aici, nu? 10 bomboane. 6. Aici zicem, 6 bomboane. Da. 6 bomboane și aici o bomboană. Bun, și acum mai mult. Și atunci tot spațiul ăsta trebuie să crească de la o bomboană până să ajungem la 6, să vedem dacă avem spațiu. 2, 3, 4, la pe 2 e 3. Deci dacă creștem cu o singură bomboană, ar veni 2, 3, 4, 5, 6. Și nu ajung aici. Păi nu e bun. 0. E 0. 2 să luăm în condițiile astea. 2 ca să-ți creeze spațiu mai mare. Corect. Deci dacă luăm de, pe 1 egal cu 2 bomboane. Și pe 10 ar fi egal 12. Pe 10 și pe 10 ar fi egal cu 12 bomboane. Și acum am spațiu de la 2 la 12, 10 bomboane să-ți cresc. Da. Și 10 bomboane. Da. La următorul deci, să fie 2, 4, 2 plus 3, 2 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9. Deci pe 1, pe 2, pe 3, pe 4, pe 5, pe 6, pe 7, pe 8, pe 9 și pe cât? Pe 10, 12 bomboane. Ei, fac asta 60 de bomboane? David, întrebare dacă fac 60 de bomboane, ar fi o idee. Grupăm, domn profesor. Să ne grupăm. Să mă legau, să n-ar merge? Sigur că da. 2 cu 10. Atâta. Aici ne oprim, da? 2 cu 10, 12. 3 cu 9, 12. 4 cu 9, 12. 54. 5 cu 8, 12. 6 cu 7, 12. 12 ori... Câte numere sunt acolo? Câte perechi? Ori 10, 12, ori 10. Cum nu 10, mă? Deci ai o primă 12, iar încă una 12, iar încă una 12, 5, 7, 12, deci 48, nu? 48 și cu 6, 50, 50 cu 12. 54, 54, domnule. Unde? 54 și cu 12, 68, 66. 66 îmi depășește. Nu e bun. Deci îmi depășește numărul bomboanelor. Știu ce trebuie să facem. Îl tăiem pe 5, pe 6. Mai dar trebuie să acoperim. Trebuie să acoperim cu o bomboană. Mi-a dat bine numărul. Punem 3. 60. Cred că nu-ți bine date 60. 66 trebuia. Daria, 66 trebuia, nu iese. Nu, cu 60 nu iese. Deci ne-am văzut. Spațiul ăsta cu o singură bomboană nu poți să-l acoperi. Cu două bomboane merge, acoperi bine zona. Dar 66, nu 60. Cred că ai greșit un pic. Trebuia 66. 66 sau poate să fie și 68. Nu, 67, ca să pun de 10, 11. Da. Oricum, trebuie să fiu mai puțin decât 12. Da, 66 sau 67, dar nici de cum 60. Sigur că 66 sau 67... 60 e imposibil. Și așa merge problema, că dacă mergem pe 3, deja ne ducem de la 3. Sigur că da, sărim foarte mult. Foarte mult. Deci 66, dar cred că ai vrut să scrii. Da, mai revede. Oricum, ideea de lucru este bună, numai că aici... Tu ai și îndrăznit să mergi pe o problemă mai amplă, cu 10 pași. 10 pași, da. S-a dus destul de dur, destul de sus, Daria. Și la pasul 4, atunci, domnul profesor, știm. La pasul 4... Cât a luat, Davide, la pasul 4? Câte bomboane? 5. Da? 5 bomboane, că... Că pe asta o interesează. Putea să da la pasul 4, sau la pasul 7, sau la pasul 8, că... La pasul total. Atenție, dacă lăsăm cu 66 de bomboane, obligăm aici să fie 10 sau aici să fie numai 10, atât mai mult. Altfel mă gândeam să translăm, să facem pe asta 10 și pe asta 11, dar ne-am dus sus. Ne ducem în 67. Da, 67 sau 68. 10 și cu 11, 68 ne ducem. Da, 68. Iată că dacă dăm un număr mai mare cu 67 sau 68, avem posibilitatea să ne mișcăm aici, spațiul, și pot să vedem dacă putem să-l mișcăm pe 5-ul ăsta chiar. Și dacă îl mișcăm, nu, să rămână unul oricum am mișcat fix. Asta e. Asta este. Acela fix care n-ai cum să-l miști. Atunci, cum a fost în problema aceea cu Davide, Darius, nu știu ce am zis noi acolo. La pasul 4 era Darius, indiferent. Era indiferent tot. Și următoarea, sper că asta să vă reprezint. Să vedem, te rog. Deci, 9 este egal cu 4 milioane, 4.016.000 da. ABC. Deci 4.016.000 ABC. ABC. Am mai avut una din asta. Păi da, dar n-ați avut de compus? Asta am să compuneți, da. Nu, împărțit la 416. Nu, împărțit la 400. Nu, da. Nu, împărțit la 416. Dă un cât cu restul 56. Cât restul egal cu 56. Cine este ABC? ABC egal cu 56. Sau cine este el? Nu, nu. ABC sau Ieno? Ieno se dau. Aici este tura dumneavoastră. Oh. Wow! A uitat domnul profesor cum a spus. Uite-te cred că l-ai. Ați auzit, da? E picelul care e scris. Bate era aici. Păi da, mi-i de la... Eu zic să-l descompuneți pe numărul ăla, că tot ne place să se descompune. Era chestia de descompunere. Exact. Teorema împărțirii cu rest. Așa. Deci începem. Daria ne-a băgat un pic în ceață, dar noi ne descurcăm. După aia am eu o problemă, domn profesor. Bine, hai să o facem întâi dată. Hai să terminăm la asta acasă, nu o lăsăm în bloc. Domn profesor, după ce terminați o să vă spun ce fac eu de obicei ca să compun problemele acestea frumoase. 4.000.000. Deci 4.016.000 plus ABC. Așa e, îți amintești, nu? Da, da, da. Egal cu... S-au împărțit la 416, sau cum era locul? Egal cu 416 ori câtul. Da. 416 ori câtul plus restul 56. Teorema împărțirii cu rest, nu? Corect. Așa era, Davide. 416 ori câtul plus 56. Și acum ce am făcut, Davide, pasul următor? Am scăpat din 56 ăla. L-am dus pe... am scăzut-o în 56 din ambii metri. Și era ceva cu... Și scădem și noi din numărul nostru. Și vine 4.000.000. David, ajută-mă că Daria se ocupă de altceva, că e problema pentru noi asta. 4.000.000 15.000 nu, că sunt într-o mie scădem 56 900 vă spun eu 44. Știți cum fac eu, domn profesor? Nu știu. Cât mai am de ajuns, cât mai am de făcut până la 1600. Așa. Plus ABC. ABC egal cu 416 ori câtul ce? Deci am mai ținut. Cum nu? L-ai împărțit pe numărul. Tu ai avut ideea. L-ai împărțit pe ăsta la 416 și am scris teorema împărțirii cu rest și pentru asta. Corect. Nu, dar am avut idei. Ai avut idei, mă! Păi da, mă, ți-am povestit eu că n-am pus-o în gazeta atunci și nici acum nu știu să mai fac. Nu ți-am zis? Am pățit ca dumneavoastră. Ai pățit ca mine, sigur că da. Vezi? Ai avut niște idei atunci și așa și acum să te gândeai la ea. Ia să vedem. Să-l împărțim, nu avem ce faci. Ia în parte. Bătrânețea, mă, da. Uzura. Da, și tu la 10 ani ești uzat. 4.000.000 am scris asta. 944 să-l împărțim, Davide, la 416. Să vedem de câte ori merge. Egal cu. Egal cu. Cum să facem noi? Domn profesor, este la manșă. Da, la manșă, bă, dar trebuie să faci tu împărțirea. Eu să mă scriu atât. Hai. Sfinte și suică. Cum fac eu? 9.653. Da? Nu, trebuie să mă ajute David aici. Hai, mă. De câte ori merge? În 40 ar merge de... Ca 4 în 40, 10 ori, dar merge de 9 ori. De 9 ori. Da. 9 ori 6. Hai, mă, ajută-mă, mă. Da, 9 ori 6, 54. 4. Dar nu punem 5. 654 și la unul loc. Păi și punem zecile sau unitățile? Vezi 6 ori 9, 54. Da. Pe cine punem? Pe 10, pe 5 sau pe 4? Tu vrei să vezi dacă sunt atent, da? Se face mai... Se filmează, îi facem de baftă. Pe 9 ori 1. 9 și cu 5. 9 și cu 5. Stai că trebuie să mișc eu 14. Păi 14, mă... 14 și 1, 4, 9... 4, 9, 36. Și cu 1, 37. 37. Hai, 1, 10 minus 4, 6 minus 7. Da. 9 minus 7, 2. 2. Și iată. Coborâm pe 9. Pe 9. Acum... La 4 în 27. În 27 ar merge cam de 5 ori sau 5 ori, 6. 6 ori 4, merge 6 ori, da? Încercăm 6. 6 ori 6, 36. 6 ori 1, 6 și cu 3, 9. Da. 6 ori 4, 24. Da. Și ne dă 3, 10 minus 9, 1, 2. Da. 6 minus 4, 2, da. 0. Și coborăm pe 4. 4, 22, de 5 ori. De 5 ori, corect. 5 ori 6, 30. Da. 5 ori 1, 5 și cu 3, 8. Da. 5 ori 4, 20. 20, corect. 4, 10 minus 8, 2 și cu 5. Da. 2. Cum 2, mă? 3. 1, 1. 1. 1. Și atât. Se coborăm pe 4. Da. De 3 ori. De 3 ori, da? 3 ori 6. 3 ori 6, 12. 3 ori 6, 3 ori 6 12, da? Nu, 3 ori 6... Cât era? 18. 18. 8 și 1. 8 și 3 ori 1, 34. 3 ori 4, 12. 10 minus 8. 10 minus 8, 2, 6. Da. 10 minus 4, 6 și 3, 9. Da. 5, nu, 4 minus 2. 2. 2. 296. E restul, da? Deci, în loc din 4.015.944, zicem, câtul împărțirii 463, da? Deci 9.653 ori 416 plus 296 plus restul 296 și plus ABC egal cu 416 ori ce? Corect. 416 ori ce? Nu? E bine până acum. Observăm că avem pe 416 un factor care e comun și aici și aici, atunci ne vine în idee, ne vine ideea ce să facem. Nu, eu zic că îl ducem pe ăsta, nu. Scădem, da, scădem din toată egalitatea asta prin 416 ori 9.563, că cu totul trebuie scăzut. Că el e legat de asta cu mulțire, n-ai voie să le... Deci nu putem lua separat pe el. Davide, hai să ne închipuim, Davide, că asta ar fi un M, am spus și data trecută, un M, și ar veni așa. 9.653 ori 416 plus M egal cu 416 ori un C. Și o adunare egal cu rezultatul. Și un termen al adunării, un membru al adunării este egal cu, din rezultat scădem pe ăsta. Da. Da? Deci M de aici, adică facem M egal cu, te rog să vorbești, M egal cu 9.600. Nu? Cu 416. Deci din rezultat scădem pe ăsta. 416 minus... 416 ori C, orice. Da, 416 ori C. Minus, ai zis bine. Minus 9653 ori 416. Atât, da? Da. Și scriem din nou că, iată, M ăsta este egal cu... Bebe, acum observăm că putem să dăm factorul... Ei, aici e povestea. Ce am observat noi de multă vreme, 416 aici și în, aici și într-o parte asta, da? Abia acum e în aceeași parte, se scoate factorul comun și, avem că M egal cu 416 ori pe lângă C minus 9653. 9653. Ei, și hai să locuim pe M, să vedem cine era M-ul. Cine-i M? B era ABC. Să scriem ABC plus 296 este egal cu 416 pe lângă C minus 9653. Am o idee, nu cred că e corectă. De ce mai dăm? 416. Notăm, parcă ar fi asta un rezultat. R. Da? Și vine ABC. ABC plus 296 este egal cu 416 ori R. Și acum R îi dăm lui R valori. Încât să ne acopere aici cu ABC din 3 cifre. R să fie odată 1, odată 2, 3, 4. Să vedem până 11, pentru că la 3 ori 4, 12, depășește-l. Da, vedem. Deci pentru R egal cu 1, găsim, pentru R egal cu 1, găsim ABC, dictează-mi, te rog. ABC plus 296 egal cu 416 ori 1. Adică 416. De unde rezultă că ABC? ABC e bun. ABC egal cu? ABC și 416. Deci pentru R egal cu 1 rezultă ABC egal cu 416 minus 296. De nou este o adunare. Rezultatul adunării este aici. Atunci un termen este egal din rezultat scădem pe celălalt, nu? Deci va veni cât? ABC va fi egal cu 416 minus 296 și vine, haide... 296 egal 6 minus 6, 0, 10 minus 2, 2 și 1, 196. Și atunci N1, primul număr, este 4.016.000 ABC-ul care s-a lipește 120. Asta e primul număr. 121, 122. Nu? Stai să vedem. Pentru R egal cu 2 acum. Ia să vedem pentru R egal cu 2. Ia să vedem. Pentru R egal cu 2 ne întoarcem și vine ABC. Hai, hai. ABC plus 296. Plus 296. Egal cu 416 ori 2, da? Da. Și egal cu 2 ori 6, 12. 2 ori 3. Da. 8. Și 4 ori 2, 8. De unde rezultă că ABC va fi 832 minus 296 și va fi cât? 10 minus 6, 4, 6, 10 minus 9, 1 și 2, 3. 3 și 7 minus 2, 5. Așa încât N2. Cât este? Ia dictează-l dumneavoastră. Acum, 4.016.536. Corect. Și pentru 536. Pentru R egal cu 3 rezultă că avem ABC plus 296 este egal, Davide, hai să terminăm. Așa, plus 296 egal cu 416 ori 3 și facem 49 mai bine. 3 ori 6, 18. 3 ori 6, 18. 1, 3 ori 4, 12. 3 ori 4, 12. Și atunci ABC. ABC egal 1248 minus 296 și egal cu 2 egal cu 2 10 minus 9, 5 10 minus 2, 8 și cu 9 și atât. Deci 9, da? 952. Și atunci N 3 egal cu 4 milioane. 03 egal cu 4 milioane 16.952. Vreți să mai merite să mai luăm? Nu. Ne-am apropiat destul de mult. Deci de 3 cifre maxim cu 900. Iată, acestea sunt cele 3 numere. Așa. Să recunoaștem că a fost o problemă foarte frumoasă. Așa, și David se dea una. Da. Păi da, nu la bine. Da. Da, deci, atenție, numai că vreau să punctăm problema. David, ne amintim din nou problema asta. Deci a fost ce? Ne-a cerut să găsim numărul de forma asta. Deci ABC nu era cunoscut. Și am remarcat asta și în lecția trecută, nu? Îl scriem ca fiind descompus ca o sumă de două numere cu ABC-ul, acela care ne interesează. După care, scriem încă o dată teorema împărțirii cu rest pentru numărul care ia, după ce am scris teorema împărțirii cu rest și l-am dus pe 56 în stânga, am avut aici 4.015.944 căreia aplicăm din nou teorema împărțirii cu rest și atunci apare 416 factorul acesta, îl vedem și în stânga și în dreapta și ne vine în minte să notăm asta cu un mâini, încât în final să ducem în aceeași parte, ca să putem scoate în factor comun. Deci sunt câteva momente importante în exercițiu. Și în final, găsindu-l pe, după ce l-am găsit pe, și am aranjat așa, era aici scris așa, parcă, cu R, ABC. Da, da. Era scris ABC. Plus 296. Plus 296. Este egal cu 416 ori R. Ei, și asta e relația de bază pe care o fructificăm. R luând valorile 1, 2 și 3 de data asta. Atâta s-a putut pentru R. Pentru că altfel depășește posibilitățile ABC de număr format din 3 cifre. Da? Și s-a găsit pe urmă ABC-ul ăsta la el în capăt aici și găsește în 1, în 2, în 3. Deci trebuie să știm câteva momente. Ai văzut tu? Noi am făcut asta data trecută, ne-am și amuzat foarte tare, pentru că pusesem la punct ideea, eram încântați, m-am povestit eu că am înțeles-o bine. Da, și apoi... Dar dacă n-am mai lucrat la ea, așa, se uită câte din conținut. Nu întâmplător v-am spus să faceți o problemă acasă. Dar ea s-a agățat de idei, s-a dus până la capăt. Și trebuie să spun că m-a surprins în mod plăcut, pentru că, compunând-o, ea nici n-a mai avut nevoie să mai urmărească aici. De ce? Că știa să o facă, probabil că, făcând-o acasă, știa să o gândească. Așadar, vă dau din nou să gândiți această problemă, încă o dată. Alte numere? Alte numere. Nu, ați văzut acolo 4 milioane, nu știu ce acolo, gândiți voi cât vreți. Da. Dacă mâine... Da. Deci vreau să, pentru mâine, să fie făcut asta. Sunt că nu voi mâine. Aș pentru miercuri. Da. Miercuri atunci. Deci, urmează să... Au zis probleme. O problemă de-a ta. Așa. O primă. Da. Perfect. Să știți că e... Și dacă îmi dai,